Deci, fac recrutare de 27 de ani deja și am spus-o de mult, am observat de mult, dar pe măsură ce trece timpul, mi-e din ce în ce mai clar că pentru succesul în viață, în carieră, educația contează mult, mult mai mult decât orice și din, când vorbesc de educație, vorbesc de cultură generală. Nu educația specializată pe o anumită meserie și pe un anumit domeniu, ci pe cultura generală, la modul general. Și cultura asta generală se vede, vreau să spun că nu numai pentru specialitate, în special pentru cineva din domeniu, se vede, cred că, primele 30 de secunde. Primele 30 de secunde, un minut, două minute, îți dai seama imediat câtă cultură generală are omul respectiv, dacă a făcut școala serios, dacă a trecut prin școală, ocupându-se serios și învățând și nu având grijă doar să treacă de la un an la altul. Da. Și asta se vede imediat, se vede instantaneu, fiindcă nu angajatorii, mai ales la început de carieră, nu se uită nimeni la experiență, ci se uită la felul în care ești, la felul în care vorbești, la cât de serios și de responsabil. Dar și toate astea țin de cultura generală și cultura generală ține de citit, în primul rând. Da, pentru că nu poți să ai cultura generală. Cultura generală cu experiența de viață. Că sunt mulți care spun, au făcut atâtea viață și am trecut prin atâtea, prin urmare, am experiență și știu o mulțime de lucruri. Nici vorbă. Cultura generală înseamnă citit și citit foarte mult. După aceea, evident, dacă mai ieși și pe stradă și în oraș și îți aduce aminte ce ai citit și vezi cum se leagă de lucrurile pe care le vezi în jur, cu atât mai bine. Dar, bun, nici cititul fără nimic altceva nu e bun, însă nici experiența de viață fără să pui mâna pe o carte, nici atât. Un îndemn pentru copii? Cititul e cea mai bună investiție pe care o pot face în ei și în viitorul lor și în cariera lor, dacă ei înțeleg de la vârsta asta ce înseamnă aia o investiție, probabil că unii dintre ei înțeleg. Și contează foarte mult să știi, poate nu atât de departe, dar să știi din cât mai multe domenii. Sunt foarte mulți care mă întreabă și, mă rog, pe bună dreptate, ei vorbesc foarte serios. Da, la ce îmi folosește mie matematica? La ce îmi folosește să învăț geometria? Că eu, probabil, nu o să ajung în viața mea să măsor diferență, să măsor ceva, să fac niște calcule, pentru că oricum le face calculatorul. Da? Înveți geometria și lucrurile abstracte și o mulțime de lucruri care aparent nu au la ce să-ți folosească. Învățatul lor te fac un om mai inteligent la modul general și te fac să înțelegi și lucrurile care sunt legate strict de meseria ta, să le înțelegi mult mai bine. Da, ca să nu mai spun de faptul că atunci când vorbești cu niște oameni care nu au legătură neapărat cu meseria ta și cu jobul pe care îl ai, e o plăcere, da, să stai de vorbă cu un om educat și cu un om civilizat și care știe să vorbească și care înțelege ce îi spui și nu cu unul care nu știe decât meseria lui și știu de cele câteva lucruri învățate la loc de muncă. Cât de mult contează activitatea extracurriculară pentru copii? Exact ce am spus mai înainte. Da? Toate astea fac parte din cultura generală. În primul rând,
pentru un copil sau cineva care ajunge la punctul de a face niște alegeri. E important să ca alegerile acelea să fie făcute în cunoștință de cauză, da? Pentru că dacă faci o alegere între două lucruri sau între trei lucruri, aia nu e alegere. Da? Ca să fie o alegere adevărată, trebuie să fie făcută între mult mai multe opțiuni. Ei, cei mai mulți sunt foarte puțini cei care pot să facă sau pot să înțeleagă un lucru fără să fi trecut prin el sau să-l fi făcut, să fi pus ei mâna și să fi avut de-a face cu lucrul respectiv. Sunt câțiva, dar foarte, foarte puțini, care pot să-și imagineze cum ar fi și eu dacă m-aș implica în nu știu ce activitate spirituală fără să fie acolo în mijloc. Însă, aia sunt o raritate, nu intră în discuție. Pentru cei mai mulți, da, trebuie să fie acolo, să vezi ce înseamnă să ajuți oameni, ce înseamnă să ajuți animale, ce înseamnă să faci muncă fizică, ce înseamnă să faci tot felul de lucruri. Dacă nu le fac ei cu mâna lor și cu capul lor acolo, nu știu ce e. Mulți își imaginează, nu m-ar plăcea. Dacă m-aș apuca să fac asta, sigur nu m-ar plăcea. Nici vorba, nu e totuși de puțin adevărat. Prin urmare, trebuie să dea ei cunosul de fiecare situație și apoi după aceea să spună dacă le place sau nu. Da? Și unii dintre ei pot să aibă niște surprize de proporții. Ce ar putea să facă părinții pentru a-și ajuta copiii să meargă în direcția în care ați spus-o dumneavoastră? În primul rând, marea majoritate a părinților, ei sunt obsedați de specializare. Își închipuie că, în primul rând, că un copil trebuie să își aleagă drumul în viață cât mai de timpuriu, ceea ce e cea mai mare prostie. Da, și unii sunt foarte alarmați, uite, copilul meu în liceu încă nu știe ce vrea să facă în viață, în clasa 9, în clasa 10, în clasa 11 și nu știe. Păi e mai bine pentru copilul acela să nu știe, fiindcă cu foarte mare probabilitate o astfel de alegere, care e o alegere între ghilimele, care nu e o alegere propriu-zisă făcută de un copil în clasa 9, în clasa 10, e o alegere proastă, e ceva luat la întâmplare, fiindcă nu are nici amvergura intelectuală, nici spirituală să poată să facă o astfel de alegere mare, majoră, capitală pentru el. Prin urmare, e bine ca alegerile astea mari, definitive, să fie făcute cât mai târziu, da? Și recomandarea mea să fie făcută cumva anul 2 sau chiar 3 de facultate. Deci nu contează absolut deloc ce facultate faci pentru viitorul unui copil. Însă contează foarte, foarte mult universitatea. Diferența se face pe universități, nu pe facultăți. Deci o universitate bună, cu prestigiu, cu oameni educați, civilizați, acolo te face, te înscrie pe o traiectorie către o carieră solicită, indiferent ce facultate faci. Poți să faci facultate de psihologie, de jurnalism, de drept, de business, de afaceri, de inginerie, ai șansă la fel de mari în viață și să ajungi foarte departe dacă ești serios și dacă cei în jurul cărora te afli sunt și oameni civilizați și educați. Deci, cel mai important este să fie trimis să facă o școală, universitate, să facă o facultate, care printre oameni civilizați și educați. Da? Și să lase alegerea aceea finală cu ce meserie vrea să facă, să lase cât mai târziu posibil. În marea majoritate a cazurilor, o decizie luată, știu, în anul 3 de facultate,
către ce direcție vrei să te duci, e absolut suficientă să te înscrie pe o traiectorie, un master după cei 3 ani de facultate, un master într-un domeniu în care încerci să-ți dai seama că ai vrea să lucrezi în finanțe, în juridic, în orice, e absolut, absolut suficient ca să te pună pe traiectoria respectivă și să faci unde vrei. Dumneavoastră, când erați mic, citeați? Când eram mic, din întâmplare, bine, și pentru că ai mei erau, mama mea era învățătoare și, și ea citea foarte mult, mi-a dat și mie foarte mult să citesc, însă am ajuns să citesc foarte mult mai degrabă dintr-o întâmplare, fiindcă am reușit să intru într-o bibliotecă părăsită în care nu mai intrase nimeni de ani de zile, am scos eu un geam și am rămas acolo ani de zile, nu m-a deranjat nimeni niciodată și am luat toate. Toate cărțile de acolo și le-am citit la, la întâmplare, evident, că nu era nimeni în jur care să-mi spună ce ar fi mai bine să citesc și cum. Și prin urmare, așa am ajuns să citesc și să iubesc cărțile, însă, evident că sunt mult mai multe lucruri de a ajunge la citit decât ăsta acum. Probabil că sunt mai puține biblioteci părăsite și să te apuci să le, să le cauți, să vezi pe unde sunt, poate să fie aproape iluzori. Așa că le recomand să nu încerce neapărat metoda asta.